Intrăm. Alături de mine se află o bună prietenă pe care o apreciez foarte tare, nu doar ca prietenă, ci și ca psiholog. Este vorba despre Andreea Orheanu, cu care am stat de-a lungul timpului foarte mult de vorbă despre multe subiecte interesante și astăzi am ales niște subiecte care știu că vă vor interesa și pe voi. Bine ai venit, Andreea! Bine v-am găsit! Spuneam noi că cei mai mulți oameni își trasează la începutul fiecărui an niște rezoluții. De ce simt oamenii nevoia să facă acest lucru? În primul rând, oamenii simt nevoia să simtă că au un control asupra vieții lor, că pot să controleze într-o oarecare măsură ceea ce vor face de-a lungul anului. Unii dintre ei poate că și-au făcut rezoluții și cu un an înainte, n-au reușit să se țină de ele și atunci acum vor să compenseze. Hai să fac de anul ăsta, mă apuc, știi? De anul acesta voi fi în control. Da, încearcă să se automotiveze în același timp cu aceste rezoluții. Deci sunt bune aceste rezoluții, sunt utile, înțeleg. Sunt utile în măsura în care sunt realiste. Pentru că în momentul în care ne punem niște rezoluții, avem niște așteptări de la noi că vom doborâ, vom dărâma munții din prima lună, atunci nu pot să spun că sunt chiar atât de utile. Dar în momentul în care avem așteptări realiste, da, ele pot fi utile. Cum putem face să alegem niște rezoluții realiste la care să putem ajunge? Cum ne păstrăm picioarele pe pământ? Păi uite, asta cu așteptările realiste are de foarte multe ori o legătură cu perfecționismul. Știi că am mai discutat noi despre perfecționism. Perfecționiștii au tendința de a-și crea așa niște așteptări cu totul speciale și de la ceilalți, dar și de la ei. Și atunci își pun niște targeturi foarte, foarte înalte. În momentul în care îți pui niște targeturi foarte înalte, este mai probabil să nu ți le atingi și atunci ai tot timpul senzația că nu ești suficient de bun, că nu ești în stare. Scade cumva stima de sine în timp. Scade stima de sine. Trebuie să învățăm perfecționistul să fie mai puțin pretențios în ceea ce îl privește, cred, în primul rând. Da, aici e de lucrat. Să accepte cuvântul suficient în viața sa. Când îi spui unui perfecționist, ce e suficient pentru tine? Suficient? Cum adică suficient? Suficient? Totul trebuie să fie top, top. Maxim. Exact. Și atunci, setarea acestor rezoluții, să le spunem așteptări, rezoluții, cum vrem să le numim, trebuie făcută pe chestii foarte concrete. De exemplu, dacă un om își pune în 2019 vreau să fiu mai fericit. Ce înseamnă mai fericit? Hai să definim, din aproape în aproape. Cât de fericit ai fost în 2018 și unde vrei, care sunt punctele alea pe care vrei tu să le atingi în 2019 pentru, care te vor face să realizezi că tu ești mai fericit decât ai fost în 2018. Și le iei pas cu pas. Păi uite, vreau să slăbesc, vreau să citesc mai mult, vreau să nu mai stau atâta pe ecrane. Sunt niște pași care treptat îți dau senzația că poți să lucrezi pe ceva, nu e ceva abstract. Apropo de vreau să slăbesc, să știi că lucrul acesta îl aud foarte des, în general, de la apropiații mei și eu am rezoluții din acestea la început de an, pentru că sunt o gurmandă și în perioada sărbătorilor, da, în perioada sărbătorilor mă răsfăț și încep anul cu bilețele. Am de făcut asta, 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 iar pentru noul an îmi doresc asta, asta și trebuie să slăbesc. Aud asta foarte, foarte des. Dar cum este corect să formăm așteptările în legătură cu slăbitul, cu dieta? Wow! Aici, de foarte multe ori, lumea își pune, are așteptări cu atât mai ridicate. Păi a început anul, păi gata. Rup norii. Rup norii, mă aștept ca toate sarmalele și tot cozonacul pe care l-am mâncat de sărbători, mă duc la Xulescu pentru că are programul ăla care îmi promite că într-o lună slăbesc 80 kg. Fac pătrățele. Știi? Adică nu mă mulțumesc cu mai puțin de atât. Decât pătrățelele. Pătrățelele, da, într-o lună trebuie să apară. Altfel nu se poate.
Și atunci, iarăși, intrăm într-o buclă din aia în care suntem sus, muncim, tragem, dar la un moment dat ești epuizat și psihic și corporal. Corpul nu poate să ducă la nesfârșit aceste diete și acest roller coaster. Și atunci intrăm așa, într-un ciclu iar și iar. Plus că mai există și o problemă de care eu chiar m-am lovit, ținând multe diete într-o perioadă destul de scurtă de timp. La un moment dat, deși știam ce trebuie să mănânc, ce nu trebuie să mănânc, ce trebuie să fac pentru a slăbi și pentru a-mi atinge obiectivul, care era acolo, la câteva kilograme, nu aveam câteva zeci de kilograme, psihicul meu mi-a zis, numai, gata, nu mă interesează ce spui tu, exact. Nu mai vreau. Aveam parte de un blocaj. Înțeleg că asta se întâmplă în general celor care țin dietă pe termen lung. Da, există un fenomen, hai să zicem, cei care țin dietă în serie, serial dieters. Da. Sunt oameni care, deși la un moment dat conștientizează faptul că e o alegere de moment asta, să ții dieta restrictivă X, după care să iar să mănânci foarte mult, după care iar să ții dieta Y. Adică știi că te minți singur și cu toate și astea... Și faci mai mult rău chiar, exact, trebuie spus. Și cu toate astea tot o faci. Tot vrei să cumperi varianta aia ușoară, varianta care dă bine. Care știi că nu există, dar care totuși sper la tine să meargă. Uh-huh. Și asta vine, mi se pare mie așa, și dintr-un... Nu toată lumea este foarte în contact cu propriul corp. Nu toată lumea își cunoaște corpul și nu își cunoaște limitările corpului. Oamenii au așteptări deformate de la corpul lor. De exemplu, în momentul în care vezi în fața ta o persoană care toată viața a avut un istoric de îngrășare rapidă, să spunem, și în familia a respective persoane sunt mama, tata, care au la fel probleme. Ei, și persoana asta, să zicem că are tendința de a crede despre ea că trebuie să încadreze într-un anumit șablon și își alege un șablon nepotrivit. Și alege șablonul, nu știu, pe care îl vede pe Instagram, că tipa aia îi se văd oasele la abdomen, da, da. Și așa vrea să îi se vadă și eu. Nu poți să ai aceleași lucruri. Alegeți un șablon, un model, potrivit corpului tău. Pentru okay. că tu ai o formă anume ai dată de la natură. Ai o altă structură. Nu putem să fim toți la fel. Poți să dorești cea mai bună formă a structurii respective. Exact. Din chestia asta cu intratul în contact cu corpul și înțelegerea limitărilor corpului tău, în momentul în care accepți că este corpul tău și atât poate, în momentul ăla ți-e mai ușor să iei deciziile astea legate de dietă și să-ți dai seama că de fapt e un demers pe termen lung. Într-adevăr, este un demers pe termen lung și este o problemă atunci când, spre exemplu, ai slăbit, te-ai ținut de dietă, ai ajuns la kilogramele dorite, după care iarăși ajungi să te îngrași. Asta este o problemă a multor persoane. Cum îți găsești după această situație pe care ți-am expus-o motivația? Mă gândesc că este mult mai greu. Este greu. Dar știi ce se întâmplă? Nu degeaba sunt serial dieters, pentru că se aruncă de cele mai multe ori, din nou, într-o dietă rapidă. Da, corect. Da. Abia în momentul în care, nu știu, corpul îi dă semne de epuizare, ajunge să zică, băi, nu mai pot așa. Hai să caut altă soluție. Da. Exact. Deci hai să caut o soluție care să mi se potrivească. Și ce soluție adoptă o să fie o chestie foarte grea de acceptat. Pentru că, la un moment dat, corpul are tendința și corpul și psihicul nostru au tendința de a compensa. Păi mai infometat, mai restricționat atâta timp, înseamnă că va urma iarăși o perioadă de restricție. Și hai să acumulez acum. Eu pun eu în cămară... Mai pun în cămară tot ce pot. Hai să acumulez acum cât pot eu de mult. Pentru că știu, memoria îmi spune
că acest comportament se va repeta. Da? Și atunci acumulează și acumulează. Ei, în perioada asta e important să ai pe cineva aproape care să te susțină și care să-ți dea un drum. Și să te învețe că e o perioadă și că al tău corp se va obișnui la un moment dat, se adaptează. Vindeca. Nu vei fi tot timpul în suferință dorindu-ți mâncare. La un moment dat te vei regla. Exact. Uite, de exemplu, să zicem că cineva are o datorie la tine de 500 de lei, da? Și îți dă înapoi... Nu e rău, să zicem. Și îți dă înapoi 10 lei. Păi tu te mulțumești cu cei 10 lei sau rămâi frustrat? Da, acum depinde cu ei am împrumutat. Depinde cu ei am împrumutat, dar în general rămâi așa da, cu frustrare. Zici, mă, dar eu am dat 500, de ce îmi dă înapoi 10, da? Și rămâi cu frustrarea aia tot timpul. Păi eu vreau mai mult. Exact, exact. Și exact așa e și corpul ăla. Intră pe un deficit, știi? Și e frustrat, vrea mai mult. Și atunci trebuie să... omul respectiv trebuie să înțeleagă că este o perioadă în care el acumulează și să fie confortabil cu asta. Plus că este foarte important să înțelegem cum de ajungem în această situație. Și vreau să vorbim despre faptul că, dincolo de supraviețuire, mâncatul este o componentă socială. Ne strângem în jurul meselor, atunci când ne simțim bine vrem să mâncăm ceva împreună, când ne uităm la un film vrem să mâncăm ceva împreună, atunci când un băiat curtează o fată, o invită la masă și așa mai departe. Și mâncarea, după cum am învățat în ultimii ani, oferă și confort emoțional. Explică-ne puțin acest mecanism de foame emoțională. Să știi că acum băieții când invită fetele la masă le numără caloriile și se uită dacă mănâncă și desertul. Da? Wow! Știi tu băieți din ăștia? Știu, am auzit la cabinet, văd tot felul de situații și există și care stau cu lupa pe calorii. De ce le este frică să nu se îngrașe iubita? Probabil. Adică, măi, eu te-am luat așa, vreau să rămâi așa. Exact, semnața pe o perioadă îți calculezi numărul de calorii, să văd dacă ești constant. Adică nu e rău. Da. Da, există o oarecare implicare emoțională și aici ar fi mai multe aspecte. Păi, corpul tău după ce a fost atâta vreme hămesit și stresat și așa, e normal ca acum să vrea să compenseze, da? Deci psihicul tău, nu doar corpul, psihicul spune, acum e momentul de relaxare, hai să mă simt bine, hai să mă simt bine, da? Și atunci iarăși începe perioada asta, care trece. Este doar o perioadă mai lungă, poate să fie și câțiva ani. Oho, wow, cum sună. Da, în momentul în care spui un om, păi știi că ai de făcut, durează. Nu, eu vreau pe termen scurt. Da, păi uite, ăla îmi promite, peste 2 luni sunt model. Da. Vreau o variantă simplă. Da? Dar foamea emoțională se mai referă și la altceva. Că este o foame. Există și o foame de iubire. În momentul în care suntem copii, formăm niște relații de atașament cu figurile maternă și paternă. În special cu mama. Pentru că mama este cea mai apropiată la începutul vieții. Dacă acea legătură nu este una sănătoasă, în sensul în care mama nu oferă copilului atenția, iubirea, grija de care copilul are nevoie, există o relație de atașament nu chiar potrivită. Din acea relație de atașament nepotrivită, există riscul ăsta al compensării, prin mâncare. Pentru orice dependență, de fapt, se activează acele zone din creier.